Bună! În cele ce urmează o să vă prezentăm o zi dintr-un spital din Germania. Ne-am gândit că poate sunteți curioși și am vrea să vă arătăm și că există spitale altfel atunci când te gândești la un spital. Eu atunci când mă gândesc la un spital, mă gândesc la ceva foarte, foarte gri, dar unde am fost noi, am fost foarte plăcuți, impresionați și am vrea să vă arătăm și vouă că există alternative. Poate sunteți și voi curioși, dar aș vrea întâi să fac câteva precizări. Am fost internați cu Alex într-o secție de copii pentru o problemă de sănătate pe care am rezolvat-o. Suntem pe calea spre vindecare și suntem foarte mulțumiți de evoluția lui Alex și de cum se prezintă totul. A ieșit totul foarte bine. Sperăm să nu mai avem nevoie să mai ajungem la spital și nu vreau să intru în detalii ce anume a avut și pentru ce, pentru că vreau să vorbim despre lucruri pozitive și vesele. Vestea bună este că suntem mulțumiți. Bebe a fost un erou și acum se recuperează foarte bine. Am stat 5 zile în spital, am filmat pe diferite zile și am încercat să le pun cap la cap, așa, astfel încât să iasă rutina de o zi. Vă dați seama că am făcut cam aceleași lucruri în fiecare zi. Nu, multe lucruri nu poți face într-un spital. Am uitat să filmez, din păcate, prânzul. Asta pentru că întotdeauna mâncam în afara salonului, într-un fel de spațiu cu mese, unde mai erau și alți părinți cu alți copii, și mi-a fost puțin rușine să filmez. Dar să știți că mie mâncarea mi-a plăcut, tati nu prea, și bebe a mâncat cu poftă de fiecare dată. Mie mi-a plăcut că n-a trebuit să gătesc. Și pe total suntem foarte mulțumiți. Nu l-am filmat pe bebe prea, prea mult, pentru că majoritatea timpului era speriat. Cred că a rămas puțin traumatizată din această experiență și vom încerca pe viitor, pe cât posibil, să evităm doctorii și sperăm să fi terminat până acum. După cum știți, a avut operație și la dințișor și acum a mai avut și această problemă, dar sperăm să treacă. Acum orice persoană vorbește cu el, oriunde vede un om îmbrăcat în alb sau se gândește că e doctor, închide ochii și plânge și sperăm cu timpul să treacă și să uite de această experiență negativă și să fim pozitivi. Noi am filmat așa ca să ne ocupăm puțin timpul, ca să ne facem puține amintiri, chiar dacă a fost dintr-o perioadă puțin neplăcută. Vrem să ne aducem aminte că bebe a fost un erou, a trecut prin toate cu brio și cu foarte mult curaj și sperăm să vă placă secvențele care urmează în continuare. Pe curând! Pa, pa! Este ora 8 și ne-am trezit și aveam deja micul dejun pe masă. Noi primim două tăvi, una pentru mine și una pentru Alex, pentru că el mănâncă la fel ca și noi. Am luat odată micul dejun sărat și odată mic dejun dulce. Și Alex mănâncă acum brânzică cu pâine. Hai, papă! Hai, la brânzică, mamica, bravo! Așa! Bravo! Piaptă-l în părul, mămica! Așa, să fim frumoși, da? Așa, bravo! Acum spălăm dințișorii? Oi! Repară-l, mama, repară! Ia zi, ia uite la mama! Alex? Of. Of. Ce te dă piciorul și mie? Trage pantalona și tati. Bravo, bravo! Bravo, tate, bravo!
de noroc? Hai, cu mâna aia. Bate palma cu tati? Bravo! Așa. O ia tot tata. Tati. Da, hai, uite, e mult tata. Mestești bine, da? Medicina. Cina, da? Seara asta cina. Tatăl meu, unde stau în gură? Lasă-mă, tata, dacă mi-i place, mi-i place. Bun, mă, salata? Din economie să mănâncă și decorul. Nu dau mâncare bună aici, asta. Nu? Ce joc ai inventat, mami? Ce joc ai inventat, hă? Wow! Să nu dai pe jos. Și acum, nu mai poți să-l bagi în guriță. Nu trage. Nu trage. Brățărica aia de plastic, sigur, îl strânge acolo, este prea jos. Nu iau pe jos și eu circulații. Mergem să ne plimbăm un pic pe holuri. Aceasta a fost camera noastră. O masă pentru sterilizat. Aici a dormit Alex, iar mami a dormit în dulap. Oricum a fost comod, ne bucurăm că am scăpat și la revedere! Sperăm să nu ne mai vedem niciodată!